În pomicultură, ca și în celelalte sectoare ale agriculturii, produsele pentru protecția plantelor sunt de neînlocuit. Dar oare știu toți pomicultorii să le folosească? Oare produsele de pe piața românească sunt de bună calitate? Sunt compatibile între ele? Niște întrebări la care răspund specialiștii. Domnul inginer, știu că vă ocupați, aveți preocupări în domeniul protecției plantelor, în mod deosebit. Sunt pe piață acum foarte multe pesticide. Cine mai controlează compatibilitatea acestora? Iată, în pomicultură, vorbeam de pomicultură. În pomicultură, ca și în cultura mare, se folosesc foarte multe pesticide. Astăzi avem pe piață câteva sute de produse. Din păcate, dacă o să căutați în catalogele firmelor care comercializează produse în România, veți constata că găsiți acolo o indicație. Verificați tabele de compatibilitate. Adică fiecare fermier să facă acest lucru. Da. Tabele de compatibilitate, din păcate, la ora actuală nu le mai face nimeni în România. Cu câțiva ani în urmă, înainte de 89 și în primii ani de după 89, la Băneasa exista un institut care făcea compatibilitatea de pesticidelor și ne punea la dispoziție niște foi pe care vedeam compatibilitatea fizică, chimică, biologică a produselor. Și atunci fermierul din pomicultură, din cultura mare, putea să amestece 1, 2, 3 produse fără frica că își compromite cultura, fără frica că eficacitatea produsului scade sau dispare efectul pe pom și a cheltuit pentru un tratament degeaba. Aici este rolul statului. Dacă agricultorul plătește taxe și impozite statului, Ministerul Agriculturii trebuie să se asume răspunderea de a avea o rețea care pune la dispoziția fermierilor toate analizele de compatibilitate a produselor care există pe piață. Dar firmele furnizoare de astfel de produse de protecție a plantelor nu asigură un catalog sau, mă rog, din experiența lor în teritoriu, să stabilească aceste compatibilități ale produselor de protecție a plantelor? Ba da. Firmele de pesticide au în general un număr de oameni, care promotori în general, care se duc și discută anumite probleme cu fermierii. Dar fiecare companie care vinde anumite produse pe piață își face compatibilitatea produselor ei. Dar nicio firmă care vinde produse pe piață nu poate acoperi tot necesarul de pesticide de pe piață. Și atunci, el făcându-și doar compatibilitatea produselor sale, nu face compatibilitatea produselor cu concurenței, iar fermierul este imposibil să meargă doar pe produsele unei firme. Deci ei încearcă să substituie golul care există pe piață, însă ei singuri, fiecare firmă în parte, nu poate să substituie lipsa laboratorilor care fac compatibilitatea pesticidelor. Și atunci să înțeleg că este nevoie de un laborator național, un laborator central care să stabilească și să facă aceste hai să zic, analize pentru compatibilitatea produselor. Absolut. El a existat și există și acum, doar că este nefuncțional. Este la Băneasa, a funcționat, dar trebuie să-și reia activitatea și să ne pună la dispoziție compatibilitatea pesticidelor, eficacitatea anumitor substanțe active pe diferite grupe de boli, de dăunători, ca să putem lucra în cunoștință de cauză cu eficacitate maximă pentru a nu cheltui banii degeaba. Aceste laboratoare nu erau cele care asigurau sau elaborau și certificatele acelea, pașapoartele de export a produselor agricole? Nu făceau și aceleași laboratoare acest lucru? Pașapoartele... Cred un pic pe alt segment, dar este foarte important pentru că bolile, dăunătorii, în mod deosebit pe care încercăm să le combatem cu produsele despre care discutam acum, afectează plantele, mai mult sau mai puțin, cu probleme la export, de pildă. Există anumite boli și dăunători
care nu pot trece granița, atât pe fructe și legume, cât și pe semințe. Pe fructe și pe legume, aceste boli sunt controlate de unitatea fitosanitară, doar dacă sunt boli și dăunători de carantină, dacă nu sunt de carantină, nu se încadrează în lista bolilor și dăunători de carantină, nu există nimeni cine să le analizeze. Pentru partea de semințe, fiindcă există semințe care au nevoie de pașaport fitosanitar, care să garanteze că sămânța este liberă de anumite boli și dăunători, acest sector este descoperit. Inspecția de semințe, laboratoarele centrale din țară, unul singur este Laboratorul Central pentru Controlul Calității Semințelor din București și inspectoratele teritoriale pentru controlul calității semințelor, nu execută analiză de stare sanitară. Deci, rubrica de stare sanitară este completată doar cu bună, adică se referă la lipsa dăunătorilor vii în masa de semințe. Ori stare sanitară nu se referă doar la lipsa dăunătorilor vii, se referă și la prezența sau absența anumitor boli. Aceste boli trebuie cuantificate printr-un număr exact. Există boala asta într-un procent de 1 sau 0,1 sau 0,5% sau nu există? Nu poate să fie cuantificat prin bun. Cine poate să spună treaba asta acum, în momentul ăsta, în România? În momentul acesta nu face nimeni analiza de starea sanitară a bolilor pe semințe. În comunitatea europeană există laboratoare în alte țări care fac și starea sanitară. Și atunci ei scriu în laboratoare. Din păcate, am constatat că transpunerea în România a legislației europene este doar transpunerea fără analiza de boli. Responsabilitatea cui ar trebui să fie instituirea acestor laboratoare, crearea acestor laboratoare, înființarea lor și punerea, hai să zicem, pe făgașul normal al lucrurilor la care făceați referire? Aceste laboratoare există, laboratoarele pentru analiza semințelor există, doar că ele nu fac stare sanitară, există laboratoare de carantină în țară care sunt limitate la anumite boli și dăunători, există descoperire pentru celelalte boli și dăunători existente pe speciile de pom, de cultura mare, care cineva trebuie să le preia. Acest cineva este Ministerul Agriculturii, care trebuie să gândească și să facă o structură care să înglobeze atât bolile de carantină, bolile pe semințe și dăunătorii, analiza de calitate a semințelor, dar și bolile și dăunătorii care există pe speciile pomicole și pe toate plantele cultivate. Da, avem autoritatea fitosanitară, ar putea să se extindă activitatea și pe zona aceasta? Absolut, doar că acolo numărul s-a restrâns a oamenilor. Eu am lucrat cu ani în urmă în unitatea fitosanitară, în sistem, și atunci fiecare județ contoriza gradul de atac pe diferite plante, potențialul de atac pe diferite boli și dăunători. Acum, dacă au rămas 2 sau 3 oameni pe un județ, ei nu pot acoperi această ramură. Deci ministerul trebuie să gândească, să refacă structura, să o plătească corespunzător, încât fiecare județ să poată analiza starea sanitară în culturi, fiindcă în culturi de horticole, de pom, de vie, de legume, este total descoperit controlul de stare sanitară, dar și în culturile de câmp. Nu există un organ al statului la ora actuală la care să apelezi, să vină să-ți ridice o probă din câmp, să ducă în laborator să facă analiza, să-ți emită un buletin bazat pe rezultate reale și să-ți indice un tratament. Domnul inginer, mulțumesc foarte mult. Sper că cine ar trebui să audă, aude și să mai sperăm că și ia măsurile necesare. Vă mulțumesc și sperăm ca dumneavoastră în continuare să ne sprijiniți până când vom realiza acest obiectiv.